Legitimată la CSM Târgu Jiu, Severinanca Andreea Mihart a debutat cu stângul în grupele EHF la handbal feminin. În primul meci din cadrul grupei D, echipa gorjeană a fost învinsă sâmbătă în deplasare de puternica formație lidera campionatului Ungariei. Gorjencele au oferit totuși o replică bună adversarelor, iar prima repriză a fost echilibrată și s-au încheiat cu scorul de 16-14 în favoarea gazdelor. În final, maghiarele s-au impus cu 33-27 și și-au confirmat statutul de mari favorite ale grupei. Severinanca Mihart n-a reușit să marcheze în acest joc, dar speră să fie mult mai inspirată în meciul cu echipa spaniolă Costa del Sol Malaga, programat duminică 14 ianuarie cu începere de la ora 13 în sala sporturilor din Târgu Jiu. Finalistă a grupei României CSM Târgu Jiu a acces în premieră în grupele EHF după ce a eliminat echipa suedeză Onereds în turul preliminar.